Teatru radiofonic. A cincea seară, de Alexandru Volodin. Interpretează George Constantin, Leopoldina Bălănuță, Mitică Popescu, Janin Stavarache, Șerban Celea. Regie artistică, Dan Puican. Nu s-a schimbat nimic în secularul Leningrad. Pe Nevski Prospect, aceeași agitație ca și acum aproape 17 ani, când am plecat de aici. Pe atunci, eram și eu la fel ca studenții aceia care trec zgomotoși pe trotuarul larg ce coboară spre Neva. Aceleași firme, aceleași afișe de opere și de teatru. Uite acolo un colț, deasupra farmaciei. Locuiam eu într-o cameră mobilată în apartamentul Tamarei Vasilievna. Acolo am cunoscut prima mea dragoste, Tamara Vasilievna. Era o fată foarte frumoasă, o adevărată stea între stele. Prietenele ei spuneau chiar Steluța. Ultima dată când ne-am văzut era ca și acum, iarnă. De atunci au trecut ani. Războiul, apoi primii ani de pace, timpul și drumurile ne-au îndepărtat și iată că acum am revenit. Nu e însă deloc ușor să revii acolo unde ai fost fericit și ai iubit cu pasiunea celor 19 ani pe care aveam. Tamara Vasilievna, ce-o mai fi făcând? O fi locuind tot acolo? Hai să încerc să urc până la ușa apartamentului ei. Cine-i? Tamara Vasilievna! Da? Ce doriți? Nu cumva aveți o cameră de închiriat? Cameră la miezul nopții? E ora 22 și 33 de minute. Da, pe cine văd? Alexandru Petrovici, dumneata. Dar de ce ai rămas în ușă? Bine te-am găsit, Tamara Vasilievna. De când nu te-am mai văzut? Cum mai duci cu viața? Destul de bine, n-am de ce să mă plâng. Sunt maestru, lucrez tot la fabrica aia. Îți mai aduce aminte, Tamara Vasilievna, ultimele tale cuvinte. Dragul meu, știi bine, vreau să plec cu tine. Uite, nu mai aduc aminte de cuvinte, e cam mult de atunci. Dacă acolo, în depărtare, eu soția ta să fiu. Nu le mai țin minte, Alexandru Petrovici. Și dumneata, cum mă mai duci? Cum mă mai duci? Ai realizat tot ce ți-ai propus? Da. Unde lucrezi? Dacă te interesează atât de mult, atunci află că sunt inginer. Da, sunt inginer, iar dacă vrei să știi și încadrarea, sunt inginer șef. Bravo, și e o uzină mare? Da, la combinatul chimic din Podgorsk, unul din cele mai mari din țară. Aici locuiesc singură? De ce singură? Eu am un nepot, Slavka, stă cu mine. Sora mea a murit în timpul războiului. Slavka a rămas orfan. E un băiat foarte capabil. Mm-hmm. Cel puțin așa spune toată lumea. Urmează Politehnica. A pornit-o pe urmele tale. Și spune-mi, ai venit aici în interes de serviciu? Da, am venit așa pentru vreo 3-4 zile. Cum? Nu, numai pentru 3? 3 sau 4? Sau 5. Da. Atunci, dacă vrei, poți rămâne la noi. Da, Alexandru Petrovici, Slavka o să doarmă pe un pat de campanie, nu o să te incomodeze cu nimic. Fumezi? Da.
de ce să te mint, am început. Uite că am uitat că fumezi. Atunci, uite, fumează, dar să deschizi fereastra. Da. Da. Totuși n-aș vrea să vă deranjez. O să văd, poate că... Și unde vrei să pleci acum la ora asta? Rămâi aici. Am trecut numai așa, nu vreau să te incomodez. Hai, culcă-te, camara mea. Hai, târziu. Uite, să presupunem că întâlnirea noastră a avut loc și... Dar de ce, de ce? Dar nu mă incomodează cu absolut nimic. Hai să te simți bine la noi. Te culci în cameră cu Slavka. Uite, așternutul l-am schimbat. L-am schimbat chiar azi. Oh, în sfârșit, dumneata, faci cum crezi. Eu nu vreau să te încurc. Da, dar, mulțumesc. Bine, gata. Rămân. Noapte bună. Noapte bună. Te las. Noapte bună. Da. Mă duc să mă culc. Mai vorbim noi mâine. Noapte bună, Tamara. Mătușa ta, dacă află că am venit aici la ora asta, nu? Nu o să spunem. Parcă era mai bine să mă duc acasă. Cum o să te duci acasă? E trecut de miezul nopții. Da. Hai mai bine să mâncăm ceva. Hai. Hai, vin, mă, te găsesc eu ceva frigider. Ceva frigider. Ceasta, da? Cați la spară. Uite și sticlă de bel. Katia. Katia. Te privesc așa și mă întreb... Ce fel de fată fii tu? Șt, mai pur și simplu o fată veselă. Mm. Unii mă invită la în societate, tocmai pentru că sunt o fată veselă. Zău, și reușești să-i înveselești? Da. Șt, am trezit-o pe mătuși și mea, ți-am spus. Ți-am spus că era mai bine să mă fii dus acasă. Șt, acum... Tu, mâine trebuie să-ți scot la ora 6. Ai cursuri. Da, am, da. Cine-i? Iertați-mă. Ce cauți dumneata la ora asta aici? Partinerică, dar compostarea dumitare și pe deasupra nu-l lași nici pe Slav ca să-și caute de învățături. Nu, ea... Păi nu, eu nu-l las să învețe și nu din cauza mea mai ia note proaste, Slavka. Cum adică note proaste? Păi, întrebați-o și pe Lidocica lui. Care Lidocica? Slavka, ce nu-ți spune fata? Nu, așa, ci parcă eu știu ce vorbește ea. Și tu cum ai putut să vii cu ea aici la miezul nopții? Păi am... Pentru că am înghețat să stăm pe stradă. Și am intrat aici ca să ne încălzim puțin. E rușinos să aduci în casă așa, pe oricine. Dar unde trebuia să mă ducă? La vreun prieten? Te rog să pleci acasă la dumneata. E târziu și trebuie să ne culcăm. Noapte bună. Stai, te conduc, gata, stai. Lasă, lasă, nimeresc eu primul și singura. Ce înseamnă asta? Te rog să-mi spui ce-i cu fetișcana asta. Ce să fie? E telefonistă la centrala interurbană. Și a acceptat să vină la tine acasă așa la miezul nopții? Păi, dar știe că sunt băiat serios și... Și complet lipsit de principii. Da, în schimb ai tu prea multe mătușico și din cauza lor ai rămas și nemăritată. Află că nu m-am măritat tocmai pentru că am principii. Și tu? Tu-mi spui tot felul de grosolănii, Slavka. N-ai nimic simplu. Mătușico, dar... Dar ce gălăgie asta? Nu v-ați culcat încă? Bună seara, tinere! Dar dumneavoastră cine? Alexandru Petrovici! Care Alexandru Petrovici? Cel care a închiriat o daia de alături pentru câteva zile de la mătușa dumitale. Da? Deci îmi pare bine. Bine. Slavka, de ce nu mi-ai spus că ai luat note proaste? De ce? Unei fetișcane străinei spui și mie nu. N-am spus nimănui nimic. Și în general să știi că nu obișnuiesc să fac confidențe față de persoane străine. Alexandru Petrovici nu ți este străin. Te știe de când erai de o șcheoară. Dar de ce se n-audă? Pentru tine, Slavka, mi-am sacrificat toată tinerețea. Și uite, acum îmi dau seama că degeaba am făcut-o. Nu mi-a rămas nimic. În sfârșit, eu mă duc să mă culc, sunt foarte obosită. Tamara. Nu, Tamara, tu și Cozău. Da. Deci, așa arăți acum, Slavka. Aveai vreo 2 ani când te purtam în brațe. Deci, știți că îmi pare rău că a trebuit să ne revedem în felul ăsta. Da, nu o face nimic. Suntem bărbați în toată fire. Nu ne impresionăm noi de 2 vorbe acolo. Ia mai bine spune, bătrâne,
ce mai e nou pe la institutul nostru? Fornicov mai trăiește? Oh, trăiește, firar, să fie bântuie ca o molimă. Nu cumva e și dumneata vreo victimă de-a științe? Oh, bine zis victimă. Pe mine m-au pus pe liber încă din anul 3. Și pentru ce anume ai pătimit? Pentru prea multă sinceritate. Odată, într-o pauză, i-am spus pe șlaului Fornicov tot ce gândeam despre el. Și atunci el a pornit împotriva mea războiul pe care l-a încununat cu o strălucită victorie la sfârșitul semestrului. Se întâmplă. Văd că nu prea te împaci cu mătușa dumitale, Tamara Vasilievna. Conform cele de-a treia lege a lui Newton, acțiunea egală cu contraacțiunea. Ea mă educă, eu mă opun. Da. Spune-mi, te rog, sunt mulți ani de când n-am mai văzut-o. Între timp, mătușa dumitale n-a fost măritată niciodată. Cred că nu s-a născut încă acela care... Mă rog, se pare că odată în tinerețe a fost cineva, da. De asta din surse neoficiale. Hai, ce? Să n-audă. Se pare că m-am fost chiar eu. Nu se da. De fapt, ne-am cunoscut înainte de război. Eu eram chiriașul ei. Tatăl tău era pe atunci în marină, iar mama ta și mătușa ta, Tamara, abia începuseră să lucreze la uzină. Află că era o frumusețe de femeie, ce să mai e. Mătușa asta dumitare, o frumusețe cum azi nici nu mai există. O adevărată stea. De altfel așa îi spuneau și prietenele ei, steluța. Parcă i-au auzit pașii pe scări când se întoarcea de la uzină. După ce am plecat, ne scriam. Multă vreme am purtat scrisorile ei cu mine. Dar după un timp au dispărut și ele. Nici nu mai știu pe unde. Domnul Lucul dumitale scrie despre toate astea într-un roman. Ascultă, tare aș vrea ca în cele câteva zile cât voi sta aici să o văd pe această femeie fericită. Slavka, da. Eu te rog să nu mai super. Te rog mult. Bine, n-am să mai super. Nu v-ați culcat încă? Da, eu mă duc să mă culc îndată. Noapte bună. Noapte bună, Slavka. V-am auzit vorbind și credeam că Slavka e acela care mi te lasă să dorm. Oh, nu, nu. De fapt, eu l-am ținut de vorba. Să știi că impresia mea e că nu e un băiat rău. Da, eu sunt convinsă de asta. Dar tinerii de astăzi, nu știu, își permit așa cam multe. Tamara Vasilievna, să știi că în toți anii ăștia m-am gândit mult la tine. Dar tu? Și eu la început m-am gândit. Da, cu timpul. Să știi că ești aproape. Nu vorbi prost. Da, nu. Nu vorbi prost. Hai, culcă-te. Și eu trebuie să mă scol mâine de vreme. Noapte bună. Noapte bună, Alexandru Petrovici. Cum te simți la noi, Alexandru Petrovici? Te-ai odihnit bine? Excelent, excelent! Îmi pare bine. În casa asta nu s-a schimbat nimic de 17 ani de când am plecat eu. Uite, aceleași tablouri și fața asta albă de masă cu flori brodate, parcă te obligă să fii politicos, delicat. Și uite, la mijloc trebuie să aibă neapărat o dungă de la călcat. Uite, 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 dunga asta mă mintește de copilărie. Da, e înaltător ce-mi spune. Da, viața trebuie trăită cu înțelepciune și chibuință, Slavka. Ia notă, cartea vieții e plină de amănunte inutile. Slavka, ia-te, uite și a venit, Slavka! Satia, tu? Da, eu. Dar ce se întâmplă aici? Masa aranjată de sărbătoare? Da. Ce înseamnă pregătirile astea? Sărbăm ceva. Onomastică. Oh, ales Slavka? Nu, no, a mătușii lui, Tamara Vasilievna. Și câți anișori a făcut? Asta nu se spune, știi? Și pe palierul nostru era o petrecere, s-a măritat o vecină. Are vreo 38 de ani. Ah, cu unul de 70, probabil. Să știi că la 38 de ani te poți mărita cu cine vrei. Eu sunt interesant în vorba și să vă apucați de treabă. Acum sunteți doi, hai, ștergeți ferestrele, da? Etajera, la treabă. Eu am cumpărat niște cadouri și mă duc dincolo să le aduc. Mă întorc într-o clipă. Bine? Alar, gospodari,
Întâi ați așternut fața de masă și după aceea v-ați apucat să ștergeți praful. Ca aceea te rog, mai puțină vorbă și mai multă treabă, ar fi mai bine. Da. Dar ce se petrece aici? Păi ce să se petreacă? Ce-i cu masa asta pregătită de sărbătoare? Dă-te jos de pe scaun și explică-mi ce se întâmplă aici. Păi ce știu eu, mătușico, chiriașul tău, Alexandru Petrovici, a fost cu ideea. Nu înțeleg. S-a dus... Ce legătură au toate astea cu chiriașul meu? M-a rugat să-i permit să doarmă câteva nopți și atâta tot, dar... Dar dumneavoastră cine ești? Eu sunt Katia. Este fata... A, da, ne-am cunoscut aseară. Da. Și acum cu ce ocazie pe aici? Păi am venit la Slavka. Și ce făceai acolo? Ștergeam praful. Te rog să te dai jos de acolo. Da. Uite că am sosit. Am adus ceva de băut, de mâncare, dar ce s-a întâmplat? Florile astea pentru tine, Tamara Vasilievna. M-am gândit să stropim cu un pic de vin revederea noastră. Ce să stropim? Întâlnirea noastră. Ce rost are o asemenea sărbătorii de Alexandru Petrovici? Bine, atunci te rog să mă ierți. Gata, la loc comanda. Strângeți masa, puneți florile în cuvete. Pe mine vă rog, eu mă retrag la mine în carne. Nu, Alexandru... Crezi că s-a supărat Alexandru Petrovici? Ba bine că nu, mătușică. Omul aleargă. Se agită. Bine, dar eu... Du-te tu atunci și cheamă, te rog. Cum o să-l cheamă? Tu l-ai gonit? Nu, nu, nu. Tu să-l cheamă. Poate că într-adevăr s-a supărat. Hai, cheamă-l, Slav. Nu, mătușică, tu l-ai jignit, așa că... Gata, cheamă-l tu pe Alexandru Petrovici. Să știți că nu cred că sunt cea mai indicată. Alexandru Petrovici. Da. Nu cumva te-ai supărat. Bine, dacă vrei să ciocnim. Eu vreau să sărbătoresc reîntâlnirea noastră și tu te superi, Tamara Vasilievna. Ciudată factură, mătușa ta. Multe sunt de neînțeles în lumea asta, Katia. Profită de ocazie, că mai târziu nu o să ne mai dea să bem. Hai, noroc. Noroc. Să știi că eu n-am voie. Mă amețești. Katia, cine nu bea, nu are acces aici, așa că, încă o dată, noroc. Nici nu ar trebui, Slavka. Că am grăbit cu băutura. Da? Da. Katia și cu mine suntem epicureeni, mătușică. Știi ce scrie pe ușa lor? Trecătorule, intră! Aici te așteaptă desfătările. Mai, Slavka, dacă se poate fără trivialități. Dar ei nu se refereau la desfătări trupești, fetiță, ci la cele spirituale. Păi atunci n-aveau niciun haz. Eu zic că n-ar fi rău să tragem noi puțin masa așa lângă divan. Da? Și să dansăm un pic. N-am mai dansat de un veac. Nici nu mai știu acum se dansează altfel, așa, așa, așa. Da, nu știți, lase, nici un fel de reguli. Da, haide să mâncăm câte ceva. Bine, poftiți, poftiți la masă. Ce seară frumoasă am petrecut. Mă uitam la tine. Ce mâini frumoase ai, Tamara Vasilievna. Toate femeile au mâini frumoase, Alexandru Petrovici. Mai ții minte ușa de la intrare? Cum să nu? De câte ori am stat de gardă acolo? Doamne, ce nebun eram. Dar tu mai ții minte când m-ai sărutat prima oară? Eram pe scară. Da. Speriat am scăpat poșetă. De ce se sărută oamenii întotdeauna lângă ușa de la intrare? Parcă ar fi niște condamnați. Spune, de ce? Nu știu, nu știu. Știi de ce? De ce? Pentru că acolo e mai cald. Ce ochi frumoși. Frumoși. Și tenul ai frumos. Altă dată, da, aveam eu un ten frumos. Nu. Acum însă mi se întâmplă de multe ori în tramvai, s-auzi? Ia-l loc, mă, și că e altă. Privesc în jur și constat că invitația mea a fost adresată. Trece timpul. Trece. Viață, viață. Oare te-am trăit cu adevărat sau te-am visat doar? Tinerețe e într-adevăr blestemată. Cât îți făgăduiește și cât îți dăruiește. Iar noi, mă Pe mine nu m-am mințit, să știi. Muncitorii te-i țin la tine? Nu știu, nu i-am întrebat. Nici nu se poate că te iubească toată lumea, nu se poate, dar cred că oamenii țin la tine. Sunt convins. Tamara,
Trebuie să spun ceva. Dar nu, să știi că rămâne între noi. Nu mai între. Tamara, am de gând să-mi schimb serviciul. Ei, cum? De ce? Așa, uite așa, m-am săturat de ea. Nu înțeleg, vorbești serios? Da, vorbesc foarte serios. Ce-ți trece prin minte? Poate că ești obosită, ai o muncă grea și duci o viață dezordonată. Așa e omul când e singur, vede totul în negru. Nu, totuși eu m-am săturat. Ai neplăceri la serviciu? S-a întâmplat ceva? Nu. Eu credeam că iubești muncă. Vorbeai de ea cu atâta însuflețire. Da, să știi că la un moment dat te plictisești. Vrei altceva. Știi ceva, Tamara? Uite, luăm mașina mea. Da? Am mașină. Da, și plecăm undeva în nord. Sus, spre nord. Nu ți-am spus, dar să știi că eu sunt șofer. Sunt șofer de mâna întâi. Nu crezi? Uite, să-ți arăt carnetul. Cum te crezi? Nu, te rog. Nu, eu te cred. De ce? De ce mă privești așa? Să știi că de răspunsul tău depinde dacă... Nu știu. Adică de ce nu știi? Vezi, eu cred că omul trebuie să realizeze în viață cât mai mult. Dar și... poți să știi cine și cât poate? Ce zici? Spune ceva, mergem împreună? Unde? Cu mine! Așa deodată hodorăm trunc. Hai, ce ar fi să te mai gândești? Și dacă am plecat fără să ne mai gândim? Bine, plecăm, dar eu ce o să fac acolo? Dar trebuie să fac și eu ceva acolo. Știi că de lucru se găsește oriunde. Și Slavka? Cum o să-l las singur aici? Cum o să descurce? Așa ne supravegheați? Cum o să descurce? O să descurce și el ce? Dar de ce mă necăjești? Și dacă îți spun că merg cu tine, atunci ce te faci? Lasă asta. Eu te întreb dacă te-ai hotărât. Te pomenești că a fost chiar o propunere serioasă. Ce-i cu tine, Alexandru Petrovici? Par neliniștit. De ce? Înțeleg, Tamara, tu nu vrei. N-ai înțeles nimic, Alexandru Petrovici. Vreau să știu ce ți s-a întâmplat. S-a spus ce am de gând. Numai că eu nu te cred. Tu nu poți gândi așa. Oricine altul, dar tu nu. Și totuși ăsta e adevărul. Va trebui să te obișnuiești cu ideea asta. Tu ești mult mai bun decât crezi că ești. E adevărat că întotdeauna te-ai temut de greutăți, pentru că n-ai avut destul încredere în tine. Și totuși, ți-ai realizat ideea. Ai o funcție importantă. Să știi că eu te apreciez foarte mult. Și acum vrei să lași munca asta pe care tu ai îndrăgit-o. Dar de ce? Dacă ai avut de gând să faci o glumă, uite, atunci te rog să mă ies. Poate îmi lipsește simțul umorului. Da, poate că am vrut pur și simplu să-ți verific. Să aflu dacă ești capabil de sări cu mine chiar și până la capătul pământului. Atunci află că dacă te-aș crede într-adevăr un flușturatec, un om lipsit de conștiință, atunci te-aș spune așa. N-ai decât să pleci, dar singur. Eu n-am să vin după tine ca un cățeluș. Da, înțeleg. Te-am supărat cu ceva? Nu. Cred însă că a venit timpul să mă pregătesc de plecare, Tamara Vasilevna. Ai putea să-mi dai ceva de mâncare pentru eu? Sigur că da, Alexandru Petrovici. Dar ești trist. Nu. Ce-i cu tine? Ai ceva pe suflet? Spune-mi. Vreau să te înțeleg. Nu, nimic. Hai, fugi și pregătește ceva. Da, bine. Așteaptă-mă. Da, sigur. Slavka, ce bine îmi pare că pot să te văd înainte de plecare. Cum? Pleci, Alexandru Petrovici? Parcă spuneai că... Nu, prietene. Auzi, vreau să te rog ceva foarte tare. La ce anume? Să nu mai superi pe mătușa ta. Tu ești un băiat bun. Îmi promiți? Da. Dar îmi pare foarte rău că pleci. Serviciu, bătrâne. Omul trebuie să mai și-l muncească. Îmi pare rău. Uite, eu te rog să mai rămâi o zi. Mâine iau bursa, am face o mică petrecere așa de despărțire. Altă dată. Uite, mereu să te întrebi, Slavka. De ce ții tu neapărat să urmezi chimia? Asta pentru că mătușa mea are o idee fixă cu chimia. Bine face. Află, dragul meu, că spre norocul tău, chimia este cea mai abstractă, dar și cea mai logică în același timp și cea mai practică dintre științe. Trebuie să iubești mirosul de amoniac, de sulf. Un chimist adevărat poartă în laborator hainele cele mai bune.
leșia în mâna lui nu stropește. Acizii nu ard stofa. Ia să-ți vând mâna. Eu știu, ce asta e mână de chimist? Păi un chimist ia fără cârp orice probetă direct de pe flacără. Ai priceput? Da, am priceput. Ma, și ce concluzie ai tras pentru viitor? Am să mă execut. Și totuși îmi pare rău că pleci chiar azi. Slavka. Ne-am fi dus mâine la institut să mai vezi odată bătrânele lui Zidur să... Nu, nu, nu pot, nu pot, drăguțule. Să fiu sincer, să știi, le-am vorbit băieților despre dumneata. Le-am promis să ne întâlnim cu ei la institut. Alexandru Petrovici. Spune-mi. Mă interesează părerea dumitale despre mine. Mi-ești drag, Slavka, mi-ești tare drag. Și dumneata mi-ești tare drag. Ce copilării. E caragios. Alexandru Petrovici, spune-mi, cum ai de gând să-ți petreci concediul anul ăsta? Ce ai zice dacă am hoinării așa vreo două săptămâni pe Volga? Oh, ți-ar surâde? Mi-ar surâde, mai întrebi. Și atunci hai să ne scriem. Lasă-mi adresa. Bine, pentru asta mai e timp. Și acum, câteva sfaturi. Să știi, băiete, că e rău când te înșel asupra unei femei. Ea-ți macină zilele până la sfârșitul vieții. Dar e de 100 de ori mai rău când din prostie treci nepăsător pe lângă un om pe care destinul ți-l scoate în cale. Mă gândeam la Cadea. Pricepi? Da. Atunci taci. Cât e ceasul? E 9. 9, da. E timpul să plec. Fularul ăsta îl iau eu. Păi ia-l mătușii Tamara. Știu. Nu aștepți? Nu, cred că trebuie să fie jos la intrare. Rămâi cu bine, bătrâne. Pleci așa? Fără rămas bun? Mă grăbesc. Alexandru Petrovici. Spune. Îmi ascunzi adevărul. Ce s-a întâmplat? Te rog, spune-mi. Îți promit, voi fi mormânt. Slavka, lasă prostiile. Hai că pierd trenul. Alexandru Petrovici, eu te-am îndrăgit foarte tare. Nu se cuvine să pleci așa fără să ți-ai rămas bun. Cu bine, bun. Slavka. Am plecat. Rămâi cu bine. Cu bine. Unde e Alexandru Petrovici? Cum unde? A plecat. Spunea că l-aștepți jos la intrare. Nu l-ai condus? Nu. Nu l-am condus. Alexandru Petrovici! Alexandru Petrovici! Alexandru, nu pleca! Mătușa, ce faci? E un militor să alergi după el! Poftiți. Iertați-mă. Aici locuiește Mihail Timofeev. Eu sunt. Poftiți în casă. Poftiți. Nu vă supărați că vă deranjez la ora asta, dar n-am putut face altfel. Se întâmplă. Am vrut să aflu de la dumneavoastră vești în legătură cu Alexandru Petrovici. Cât a stat la mine amintit de dumneavoastră și atunci am îndrăznit să vin aici să mă interesez. Alexandru Petrovici, spuneați? Ați fost colegi de institut, da, nu? Da, am fost colegi, aveți dreptate. Aveți nevoie de el chiar acum? E ceva urgent? Nu, am vrut numai să vă întreb dacă... A, și ce anume dori să știți? Să aflu câte ceva despre Alexandru Petrovici. Da, a fost pe la mine, adică a trecut... Când? Sunt câteva zile. Spunea că abia a venit la Leningrad. Și n-a spus dacă mai vine? Nu, n-a spus. Nici adresa nu v-a lăsat-o? Nu. Și nu l-ați întrebat nimic? Ce face? Eu l-am întrebat și el m-a întrebat, da... Mă rog, în sfârșit... Bine, și ce-ați aflat? Parcă spunea că sunteți știți, prieteni, nu? Eu sunt în delegație și m-am oprit aici la niște rude, așa că m-ați găsit cu totul întâmplător. Da! Da, Timofeev! Alo! La telefon Podgorsk? Alo! Podgorsk! Da! Aștept! Bine! Aștept, da! Prin urmare și dumneavoastră lucrați la combinatul din Podgorsk. Eu, da, și mai cine? Cum cine? Alexandru Petrovici. Alexandru Petrovici? Da, se poate. Păi și el tot la Podgorsk. Nu știu, da, exclusiv, se poate, se poate. Alo? Da, Timofeev. Da, da, acum te aud. Spune. Da, e în ordine. Da, ne-am înțeles. Bine. Sosesc la ora 20. Da. Trimite la gara o mașină. Da, gata. Vă rog să mă iertați că vă întreb. Da, cine sunteți dumneavoastră? Soția lui? Eu nu, o simplă cunoștință. Vă compătimesc. De ce mă compătiți? Nu e momentul să vă spun acum, dar... Mă rog, poate cândva.
Totuși, dacă ați început, continuați, mă interesează. Eu n-am început nimic și nu-mi place să mă amestec în treburile altora. Faceți aluzie la viața lui dezordonată? Nu, nu, eu nu fac niciun fel de aluzie. Sau poate vă referiți la faptul că a fost dat afară din institut? Nu. Dar nu era vinovat, să știți. Pe decanul acela cu care Alexandru Petrovici a fost obraznic, nici azi nu-l iubesc studenții deloc. Și, în definitiv, chiar dacă a greșit atunci, el are dreptate când spune că meritul unui om nu stă în a nu greși, ci în a ști să-și îndrepte greșelile la timp. Și el și le-a îndreptat? Păi, începuse războiul. Și am făcut războiul. Numai că eu, după ce am venit de pe front, nopțile încărcam varze, iar ziua, cu capul greu de oboseală, stăteam la cursuri. E? Pe când el... El ce făcea el? E, de ce să se mai îngroape 3 ani în institut? L-a lăsat baltă și nu l-a mai terminat. Și-a amintit că are talent la sport. Da. A câștigat chiar și un titlu de campion la aruncarea discului. Pe urmă s-a angajat undeva prin nord, nu știu. În nord? Da, da, n-am reușit să înțeleg ce face acolo. Îl invidia. Cine, eu? Dar de ce l-aș invidia? Că el a obținut titlul de campion la aruncarea discului și dumneavoastră nu. Oh. Că el a fost în nord și dumneavoastră nu. Că el îl iubește toată lumea, că poate realiza, că e talentat, că e... El și în școală era porecrit chimistul. Atât era de priceput la chimie. Iar la institut, nu dumneavoastră l-a ajutat pe el la învățătură, ci el v-a ajutat pe dumneavoastră. Ce le mai țin da, minte? Da, da. Nu, să nu credeți că s-a lăudat. Dar așa, pur și simplu, a venit vorba. Acum înțeleg de ce m-a părăsit, fără nicio explicație. Pentru că, de fapt, nu s-a gândit la nimic. La nimic nu s-a gândit la mine nicio clipă. Și acum alerg după el. Dumneavoastră o să spuneți sigur că sunt o femeie fără demnitate, se poate. Numai că eu mă gândesc la el, nu la mine. Deși lumea crede poate contrar. Vă rog să vă liniștiți. Da. Nu trebuie. Cât de singură sunt. Zilele de lucru mai e cum mai e, dar am o muncă interesantă. Simt că oamenii au nevoie de mine. Sărbătorile însă mă sperie. N-am chef să mă duc nicăieri. De ce să mă duc să văd în jurul meu atâtea perechi și eu să stau singur? Vă rog să vă liniștiți. Odată în tramvai, mă gândeam ce bine ar fi să merg așa mereu, fără să ajung undeva. Iar acasă, te enervează că e prea multă ordine, că parchetul e prea lustruit și atunci împrăștii lucrurile prin odaie, dar îți dai seama că așa e și mai rău. Și le adun din nou și... Mă iertați că... Îngheați-vă la gât. E fric și puteți răci. Nu-i nimic. Nu știu unde ne-am pus fular. Luați-l pe acestea, eu tot nu-l port. Mulțumesc, lăsați, nu-i nevoie. Dar cel puțin lăsați-vă adresa dumneavoastră. Poate aflu ceva despre Alexandru Petrovici și vă dau de veste. Adresa mea e foarte simplă. Răscoare 22, apartament 20. Ușor de ținut minte. La revedere, Mihai Timofeev. La revedere. Și vă rog să mă iertați. Trenul a preferat Leningrad în Moscova, pleacă peste 5 minute. Repetăm. Trenul a accelerat Leningrad. Alexandru Petrovici. Cate, ce cauți tu aici în restaurantul Gării? După dumneata am venit, Alexandru Petrovici. De ce? Nu înțeleg loc. Vrei să iei ceva? Nu, nimic, mulțumesc. Lămurește-mă, Cate, cum ai nimerit aici? Alexandru Petrovici, am trecut pe la Slavka, puțin timp după ce ați plecat. Jos la intrare, însă o întâlnesc pe Tamara Vasilievna, cu un pachet în mână și cu ochii plini de lacrimi. I-am pregătit câte ceva de mâncare pentru drum, dar el a plecat fără să și-a rămas dumneavoastră. Și într-o secundă am înțeles totul. Mi-am închipuit că te pot găsi aici. Așa că am venit. Și nu te-ai înșelat. Da. Mie însă îmi face plăcere să te revăd, Cate. Eu te rog să plecăm de aici.
Când poate vedea careva cunoscut stând la masă în localul ăsta, în compania unui bărbat, ce o să creadă lumea despre mine? Nu te mai gândi, nu te gândi niciodată la ce o să creadă lumea. Învață să nu depinzi de părerile altora. Și cum pot eu să nu mă gândesc? Doar nu trebuie în pădurea Alexandru Petrovici. Sunt doar în jurul nostru. Alexandru Petrovici, nu mai bea, te rog, nu trebuie. Hai să mergem mai bine la Tamara Vasilievna. Ea vrea să te vadă în nu știu ce chestiune foarte importantă. Te rog frumos. Uite, sunt în stare să fac tot ce pot pentru dumneata, dar... Mulțumesc. Asta însă nu, nu, nu. De ce? Dumneata ești un om foarte ciudat. Să știi însă că Tamara Vasilievna te iubește foarte mult. Să știi că unor asta li se întâmplă o singură dată în viață. Și nu e nimic ce ar putea înlocui dragostea. Fără ea unii se pierd. Dacă e așa, hai să bem pentru Tamara. Bine, pentru Tamara o să beam și eu. Să fii sănătoasă, Katia. Nu, mie să nu mai întorc. Puțin, Katia. Nu, te rog, mie să nu mai întorc. Trebuie să mă obișnuiesc cu gândul că tot ce a fost mai frumos a rămas undeva în trecut. Când a început războiul și am plecat pe front, numai ea singură a venit să mă conducă. Dar cu o văd, așteptam să ne urcăm în mașini și în jurul nostru femeile boceau, dar ea mă privea mândră spunându-mi: vezi ce lipsită de inimă este viitoarea. Și s-a oprit. Cine? Întreb eu. Motoarele urlau, duduiau, nu se mai auzea nimic. N-am înțeles ce ai spus. Și ea: vezi ce lipsită de inimă este viitoarea ta, soție. Numai eu nu vărs lacrimi. Mașinile au pornit, dar ea fugea după ele, fugea și nu zicea nimic. Apoi a rămas în urmă. Pentru tine e greu să mă înțelegi, Katia. Te înțeleg, Alexandru Petrovici. Te înțeleg. Și eu când l-am văzut pentru prima oară am simțit așa cum inima a început să bată mai puternic. De cine vorbești? Tu de cine vorbești? Cum de cine? De Slavka. Păi atunci de ce stai aici? Hai, du-te la el. Află că există un cuvânt care se numește târziu. N-aș vrea să-l cunoști vreodată. Ascultă-mă pe mine. Cele mai bune sfaturi ți le poate da numai un ghinionist. Ghinionist? Cum ghinionist? De ce ghinionist? Dumneata, ești un om deosebit. Slavka îmi spunea că ești un chimist grozav. Chimia, Katia, nu-i decât un vis. O pasăre Phoenix. În schimb, undeva departe există un sat care se cheamă Ust. Ust? Gerurile acolo sunt de peste 40 de grade sub zero, iar ceața e deasă ca laptele. Când sufli, se aude în șuierare, parcă n-ai fi om, ci locomotivă, chiar și aerul îngheață. Mașinile le urnești greu din loc, iar cauciucul se farmă în bucățele. Și gândește-te ce înseamnă să stai acolo ctisiulica de mare la volan, iar în caz de urgență să nu dormi nici noaptea, să îmbuși ceva fără să ieși din cabină și să o pornești mai departe. Ba, te mai și înzeprezești uneori. Asta e munca de șofer, Katia. Asta e munca mea. Păi, totul n-a fost decât o poveste? De fapt e șofer? Acum sunt șef de garaj. Există acolo o mare autobază cu multe garaje, cu foarte multe mașini. De ce ai numit-o Alexandru Petrovici? Într-un orgoliu meschin. Acum ai aflat tot, Katia. N-are niciun rost să mai rămâi aici. Hai, du-te. Și dumneata? Eu mă întorc la ale mele. Nu. Alexandru Petrovici, să știi că eu nu plec de aici fără dumneata. Se deschid? Nu, lasă așa pe bine, merg eu să deschid. Eu sunt Tamara Vasilievna. Katia, fere. Ce? N-am venit la tine, Slavka. Tamara Vasilievna, am să vă spun ceva foarte, foarte important.
Mai întâi să știți că tot ce v-a spus Alexandru Petrovici despre el nu e adevărat. El nu e niciun fel de inginer. Lucrează ca șofer la o autobază în nord, la minus 40 de grade. Și pe gerurile astea el trebuie să circule prin taiga. Unde l-ai auzit? N-a plecat? Unde e acum? M-a condus până aici și pe urmă nu știu unde s-a dus. Cum te-a condus până aici? Da, a plecat? Da, și după aia a plecat, da. Zlavka, vezi tu că dincolo sunt niște prăjituri. Da, bine, mă duc. Stai, ia loc, mulțumesc. Loc, stai. Bună seara, Tamara Vasilievna. N-ai plecat, Alexandru Petrovici? Încă nu. Asta e a cincea seară, Tamara Vasilievna. Mâine plec. Dacă vrei, poți să rămâi aici peste noapte, Alexandru Petrovici. Camera ta e liberă. N-am vrut să plec fără să-ți spun că nu sunt ceea ce crezi că sunt. Adică un nerealizat sau un ghinionist. Eu, Tamara Vasilievna, mă socotesc un om util societății. Încearcă să conduci un Studebaker prin taiga. Să ții volanul în mâini luptând împotriva tuturor stihiilor și să mai ieși 100 de ucenici pe deasupra. Oricât ți s-ar părea de ciudat, mie toate astea îmi plac. Mă atrag. Omul trebuie să rămână el însuși în orice împrejurare. Să știi că eu iubesc viața. Sunt fericit, ceea ce-ți dorești și ție. Și cu aceasta am spus tot. Alexandru Petrovici, eu te apreciez foarte mult. Și știam că ai să te întorci. Eram sigur. Nu înțeleg. Nu înțeleg deloc. Cum de s-a întâmplat așa? Așa? Cum de s-a întâmplat ca tocmai tu, cea mai generoasă femeie din lume, să te îndrăgostești de unul ca mine? De o haimana romantică. Nu mi-a părut rău niciodată, pentru că sunt convinsă că tu ești un om bun și cinstit și inteligent. Tamara Vasilievna, lasă-mă să te rog. Îți mai amintești că mi-ai propus să merg cu tine. De fapt, nici eu nu știu unde. Da, sunt sigur că nu o să regres. Acolo în taigaie, să știi că e o lume de vis. Nu o să regres niciodată, Tamara Vasilievna. Știu, Alexandru Petrovici. Știu că nu o să regres. Tamara, cât ai suferit din pricină. Nu te gândi la mine. Să știi, eu nu mă descurajez niciodată. De acum înainte, totul va fi altfel. Tot tu, Alexandru Petrovici. Uite, mâine e duminică. O să mergem pe insulă. Acolo este un local foarte frumos. E minunat acolo. Da, eu n-am fost niciodată, dar așa spun toți că e minunat. O să mergem împreună. Doamne! Nu mai război să nu fie. Ați ascultat A cincea seară de Alexandru Volodin. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: Tamara Vasilievna, Leopoldina Bălănuță, Alexandru Petrovici, George Constantin, Slavka, Șerban Celea, Katea, Janin Stavarache, Timofeev, Mitică Popescu. În alte roluri: Ileana Șerban, Gheorghe Populete, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Dan Puican.